Accidentul din județul Argeș a avut loc pe drumul național 7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea. Doi tineri din localitatea Bascov, ambii de 29 de ani, mergeau către Pitești când autoturismul a intrat într-un cap de pod, s-a răsucit de câteva ori în aer și s-a oprit în gardul unei locuințe. Șoferul, care nu purta centura de siguranță, a fost aruncat din mașină și a fost izbit puternic într-un șanț din beton. Pasagerul din dreapta a rămas încarcerat, iar echipa de intervenție a avut nevoie de o oră pentru a-l scoate din mașină. Tinerii au fost duși în stare gravă, dar conștienți, la spitalul din Pitești. Șoferul avea 0,61 la mie alcool pur în aerul expirat, iar poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Suntem aproape de jubilat. Uite, două. Haideți, vă rog eu frumos. Accidentul din Mehedinți a avut loc pe drumul național 6. Șoferul, inconștient, un tânăr de 29 de ani din Rovinari, Gorj, și-a avariat autoturismul după ce a pus în pericol viața celor care circulau din sens opus în timp ce mânuia telefonul mobil. A fost amendat de polițiști cu 580 de lei pentru neatenție în timpul conducerii.